Fiecare om pe lumea asta are un părinte, o mamă și un tată. Părinții sunt cei care ne iubesc din prima clipă, apoi ne cresc și ne sunt mereu alături la bine și mai ales la rău. Ajunși la maturitate, mulți dintre copii uită sacrificiile părinților și realizează anumite lucruri când este prea târziu. Doamna Marin? Da. Sărut mâna. A, bună ziua, domnul Ernest. Dar ce ați pățit, doamnă? Ca omul, nu știți? Când e necazul să vină Ernest pe om, Francesca, bine, pare bine. Marin Alexandra mă numesc. Cine e îngropat? Soțul? Soțul, da. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Dar ce s-a întâmplat? A fost bolnav, a avut cancer la plămâni. Asta e viața. Și a zăcut foarte mult. N-a venit nimeni să mă ajute. Nu m-au cunoscut copiii sub nicio formă. Păi văd că scrie acolo. Da, scrie, că am scris soție. Eu. Pare rău, doamna. Acum, de o perioadă de când am murit, taică-su mă cunoaște toată lumea. Toți mă iubesc, toți mă cocoloșesc, toți nu mai știe ce să facă, nu știe ce să mai mi-aducă. Și până acum n-a fost unul lângă mine. Dar câți copii aveți, doamnă? Trei. Am doi băieți și o fată. Să vă trăiască. Mulțumesc și dumneavoastră dacă aveți. Păi și de ce... Nu m-au cunoscut, domnul Ernest, nu m-au cunoscut. Nu mi-au dat bună ziua, n-au venit să-mi dea o cană de apă, nu mi-au adus o portocală, nu mi-au adus nimic. Sunt plecați din țară sau? Nu, nu, sunt aici. Sunt în... păi să le fie rușine. România. Gabi, te rog frumos, vină. N-am timp, mama. Fata mea, nu vrei să vii? Păi n-am timp, mamă. Și eu m-am chinuit și cu ridicat și cu mâncare și cu spălat și cu călcat și cu tot. Și cu curățenie și cu tot și cu tot. Și cu el, bineînțeles. Eu nu reușesc să înțeleg. Deci cum e posibil să... E foarte să, greu să... de înțeles. Eu înțeleg și treaba, înțeleg și treaba asta. Am înțeles că au servicii, am înțeles că au probleme, că au copii. Dar chiar să nu vii să vezi, măi tată, ce faci? Cum te simți? Să rumână. Ce lume trăim. Problema este următoarea. Când am avut nevoie, n-au venit. Dar acum sunt toți grămadă pe mine. Exact cum e cloșca cu puii de aur. De ce, doamnă? Nu știu. Chiar nu știu, ci plănuiesc ei. Fiindcă îi văd și... și sunt toată ziua grămadă pe mine. Ori vine unul, ori vine altul, ori vine alalt, uite așa, toată ziua. În condițiile ziua. În care atunci când ați avut nevoie când de am avut ei... nevoie, când am avut nevoie să vină să... mă ajute? N-au venit. Dar aveți avere sau...? Da, domnul Ernest, într-adevăr. Am două case și am și eu niște bani la cec. Păi și asta într-adevăr, însemnați pentru copii... Într-adevăr, sunt 300 de milioane. Da! Sunt niște bani, asta însemnați pentru copiii dumneavoastră? Probabil că doar atât. Eu ce am putut să fac, am făcut. După moartea mea, Dumnezeu cu milă. Păi și eu cu ce vă pot ajuta, doamnă? Vreau să-i urmăriți pe acești trei copii ai mei, neamurile. Să înțeleg că toată lumea a avut de târcoale acum. Acum toată lumea mă iubește. Și când am avut nevoie, n-a venit nimeni. Nimeni. E foarte dureros. E groaznic. Nu că e dureros, e groaznic. Mai ales pentru mine ca mamă. Că eu i-am crescut, eu i-am hrănit, eu i-am spălat, eu i-am călcat. Eu i-am dat la școli, facultăți. Și asta e mulțumirea. Și asta e mulțumirea sufletească care o am. Să nu știți dacă... Să nu știu care mă iubește și care mă iurește și care mă urăște. Îmi pare rău, doamnă, că... Asta e. Asta vreau de la dumneavoastră. 45 de minute. În locuința doamnei Alexandra, fiul cel mai mic s-a mutat împreună cu soția. Ionuț și Mihaela sunt căsătoriți de aproape 4 ani și nu au copii. Ah, săruna, mamă, neața, ce neața, faci? Ce să fac? Voi de spăl vasele astea. Nu mai le spăla, hai să te puc. Mă le spăl eu, dă-mi mie voie, te rog, să te ajut. Las că le spăl eu. Ce faci, cum te simți? Nu, uite, nu mă simt deloc bine, mă doare capul foarte tare, n-am dormit toată noaptea.
L-am visat pe taică tu. Of, lasă-mă că mi-e tare greu. Mi-e foarte, foarte greu. Ai probleme. Te cred, mami, te cred, te cred. Nu mai pot. Ai mâncat ceva în dimineața asta? Am mâncat nimic. Uite, mi-am făcut o cafea, uite, vreau. Păi n-ai voie să mai bei cafea, mă, mamă. Ba, și ce să fac dacă o cafea nu pot să-mi beau și eu atâta? Nu poți. Mihaela, ia vină puțin, te rog. Bună dimineața, mamă, ce să faci? Să trăiești, mă doare capul de mal. Dar tu vezi că are temperatură? Păi da, da, am. Hai că mă duc eu să-i fac. Am mâncat ceva, n-am mâncat, nu? Nu, n-am mâncat nimic. Bea cafea, uite, pe nemâncate și nu e bine. Hai să vin te întinzi. Vin acum cu sandvișul. Stai liniștit tu acolo. Hai să te întinzi că vin eu cu sandvișurile. Da, bine, mersi. Un lucru iese imediat în evidență. Atitudinea lingușitoare. Dacă tot le pasă așa de mult de sănătatea mamei, cum de nu au ajutat-o când ea chiar avea nevoie? Ia zi-mi ce facem acum. M-ai pus de dimineața să fac mâncare? Păi ce să faci? Ei, am făcut toată ziua curățenie? Și mai încet, Mihaela. Bine, vorbesc mai încet. Toată ziua am făcut ieri curățenie. Am făcut curățenie, am spălat aragazul. Da, ce am vrei? Am spălat ne-a primit la vasele. Ea, stăm aici. Ai vrut mobilă, te-a luat mobilă. Ai vrut canapea de 30 de milioane, te-a luat canapea de 30 de milioane. Trebuie să suportăm și noi ceva puțin acum la... Mai puțin și gata. Se termină totul cu bine, o să vezi. Frumos așa. În față te unge și în dos te frige. E clar că pe fiul cel mic nu se poate baza să-i dea o cană cu apă, căci el este omul interesului. Ora 10 și 20 de minute. Apartamentul lui Gabriel, fiul cel mare. El este căsătorit cu Cristina de 10 ani și au 2 copii. Bună dimineața, iubirea mea. Bună dimineața, ce faci? Te-ai trezit? M-am trezit, sunt obosit, nu știu, am tu venit tot timpul ești asta. Obosit și eu muncesc și ce să fac? Haideți să facem bun, ceva trebuie totuși. Să ne certăm în fiecare dimineață, în fiecare avem dimineață. Avem și alte motive care ne certăm, nu mai motivul care ar fi motivele? Te rog frumos să-mi spui care sunt motivele tale. Sunt o grămadă de motive. Și dacă pe un ton mai jos, nu așa ridicat. Mașina e în pană, jos, nu putem să plecăm cu ea că nu e reparată, da? E boțită, e lovită. Aici stăm cu chirie, suntem vai de capul nostru. Și maica ta, bine mersi, stă în dita mai casa, nu se gândește și la noi. Niciodată n-a venit să ne ajute cu nimic sau Doamne, să ne bată la ușă. Mai zăpăcit, mai zăpăcit, mai zăpăcit. Mamă, ajută-mă în fiecare zi aceeași discuție. Păi să fac o altă succesiune, să ieși eu din sărăcie, da, că m-am săturat. Dar nu poți să-i pun totul așa sula în coastă, mamă. Uite, pe frate tu-l ține acolo, ei, spune și tu. Păi este mai mic. Dragă, noi avem o situație cea mai complicată. Avem 2 copii mici. E sora ta are copilul mare, ce-i interesează? Are casa de la bărbatul, noi suntem amărâți cu casa în spate, ca Melcu. Da, te înțeleg și. Deci, în afara faptul că are bani în bancă, are și dita mai casa, să facă ceva, să ne dea și nouă ceva. O să încerc să vorbesc din nou cu ea, să iau puțin mai cu lugu-lugu, să văd ce îți spune, nu? Te rog frumos, descurcă-te. Altă noră, aceeași luptă. Firește tot pentru banii din bancă și casa mamei. Detectivii se întreabă acum de ce Gabriel îi permite soției sale să vorbească așa despre femeia care i-a dat viață. Ar fi trebuit în primul rând să se gândească la binele mamei sale, nu la binele soției. Dar de, puterea banului te împinge la multe răutăți. Și cum în casa lui Gabriel cântă găina, bărbatul pleacă de acasă. Detectivii se țin după el să vadă ce are de gând să facă. După 40 de minute, ajunge în curtea unui servis. Se apropie de o mașină lovită și face poze. Atitudinea bărbatului îi pune pe gânduri pe detectivi, așa că îl vor monitoriza mai atent. Ora 11 și 50 de minute. Gabriel ajunge la casa mamei sale. Mami, ești acasă? Aoleu, băiatul, mami, ce faci? Ce faci, mamă? Ce să fac, copilul meu? Uite pe aici, mama, ce-i cu tine? Uite, am o problemă și... Ce-ai pățit? N-am decât la tine să apelez, uite, nu vreau să afle nici Cristina. Așa? Ce-ai pățit? Am avut un accident, mamă, cu mașina și... Aoleu. Mi-e frică că o să mă dea afară de la servici, pierd locul de muncă și știi foarte bine cum stăm, așa. Avem probleme... Și am venit la tine să apelez, că n-am la cine să apelez la tine. Și uite, ce, dacă vrei, ce să te arăt, ajut? Uite că am lovit mașina, uite pozele, aaaa, în ce hal e și asta e mașina de serviciu, da, dar să nu mai bine, spun. Bine, nu? Da, tu nu, n-ai pățit nimica, nu? Problema e cu cel care l-a lovit, că vrea să mă dea în judecată. Ce, ce, ce am vrei? Am nevoie, dacă se poate, te rog să mă ajut și pe mine, dacă vrei și
Ai 100 de milioane, vreau și eu să repar mașinile. Aoleu! Te rog din suflet, că n-am la cine să apelez. Da, mamă, dar eu am banii la bancă, n-am de unde să scot acum, momentan. Crede-mă că rămân fără servici, fără tot. Iartă-mă, dar n-am cum. Deci nu mă iubești, mamă. Ei, cum poți să spui așa nu ceva? Nu mă iubești, deci nu mă iubești, nu știu. Nu-ți pasă de nimic. Am doi copii acasă. Dar cum poți să vorbești? Dacă află și Cristina, nu știu cum să-i... Auzi, fii atent, fii atent. Eu zic așa. O, eu știu, o rezolvăm. O, nu știu, acum nu pot. În clipa asta nu pot. Bine. Ai înțeles? Am înțeles. Te rog. Rămâi sănătoasă, da? Cum de este posibil ca un om în toată firea să-și mintă mama și mai ales să-i ceară atâția bani? Asta înseamnă un singur lucru, că nici pe primul ei născut nu se poate baza. Să vedem ce se întâmplă în casa Ioanei, fiica doamnei Alexandra. Ea este căsătorită cu Andrei de 18 ani și au împreună o fată. Mm? Cum ți se pare? Pune și mie într-o parfumuță, te rog. Să spun imediat, îți spune mama. Am visat-o pe măta. Ia zi, ce s-a întâmplat? Să spun, fasolica asta. Să-i pui și într-un bol. Mama stă pe 500 de milioane, mi-a zis cumnată mea. Și eu o să mă duc cu crăticioara de fasole. Mi se pare, ăia stau acolo, profită de bani, o grămadă de lucruri. Cine ți-a zis ție, mă, păi uite, cumnată mea mi-a spus tot. Tu crezi că dacă măta avea atâția bani, cum spune cumnată ta asta? Nu se vedea, mă, fata la mormântare, vedea cu cârpele alea 3 lei, cu cuponul de pensie, cu... Tăticu i-a lăsat o grămadă de bani. Uite, punem așa frumos asta, facem un sarsana frumoasă și mă duc eu. Să vezi ce contează. La noapte lucrezi, zici? Da. Faci și tu ursulețul tău niște gogoșele. Mă apuc acum și de gogoș, numai lasă-mă, lasă-mă că sunt contra cronometru. Din nou bani, 500 de milioane. Și nici atitudinea Ioanei nu este alta. Aceeași ură, aceeași invidie și aceeași dorință de a pune mâna pe bani, la fel ca și frații și cumnatele ei. Cum se poate ca din cei 3 copii, niciunul nu se gândește că mama lor a rămas singură pe lume, că timp de 40 de ani l-a avut pe tatăl lor lângă ea și acum ea a rămas a nimănui. Ăsta este egoism curat. Rușine. Ora 17:30. Vecina mea. Oh, bună ziua, vecine. Seamănă, vecină. Ce faci? Te așteptam. Dar ce frumos miroase aici la tine. Mi-a făcut nevastă ta gogoș? Talentul ei, talentul ei. Cum să nu-ți facă, mă, draga mea? Dorința ta, ordin pentru mine. Dar cu soacră ta, cu banii, ce-ați făcut? N-a făcut pe cu banii. Cu banii, cu talentul ei, n-a făcut nimica, da? E într-o acțiune. Dacă nu vrea să... Să-i dea ei măcar să vorbește cu fita, că știi cum sunt bătrânii cu nepoții, iubitori. O tânără vecină, pofticioasă și mai ales curioasă, dă târcoale și la gogoși, dar și la banii mamei soacre. Ia tu gogoașa dacă n-am scaune aici și hai să mergem în dormitor, că acolo avem de toate. Chiar dacă din prima zi de investigație toți copiii și-au dat arama pe față, detectivii nu opresc încă filajul, pentru că cea mai înverșunată dintre toți este soția lui Gabriel, detectivii vor sta pe urmele acesteia. Bună ziua și vă rog să mă iertați că am întârziat. Ce mai faceți? Bine. Știți că v-am mai spus dumneavoastră problema cu socră mea, cu soacră mea. Știți, socră mea a murit acum 6 luni. Da, da, am auzit. Și... să vă odihnească. Nu știu ce fac cu soacră mea, că am nevoie neapărat să obțin și eu ceva de acolo, vă dați seama. Am înțeles. Deci, după cum v-am mai spus, deci are casa aia cu 1000 de metri pătrați, are socră-mea nu știu ce terenul pe la Craiova, a pus o bucată de pădure, mai sunt și locurile alea de veci. Iertați-mă. Am înțeles. Situația stă în felul următor. Soacra noastră deschide succesiune, da? Ea va primi 3 sferturi din toată masa succesorală. Adică acum, soacră-mea are 3 sferturi și noi ce mai e? Asta e legislația. Ce rămâne, se împarte la 3, cei 3 copii ai săi. Un lucru se întreabă detectivii. Dacă și la 40 de ani stă cu chirie și trăiește în sărăcie, așa cum spune ea, asta înseamnă că nu a realizat nimic în viață și a trăit ca o căpușă tot pe spinarea mamei soacre.
În tot acest timp, în zona vergului, Andrei așteaptă pe cineva. Ce faci, tăticule? Bună, fata mea. Hai că era atât de acolo la bibliotecă. Ce foc? Hai că ți s-a apărut. Hai, du-mă, țigări, vină încoace, că am o vorbă cu tine. Ce ai făcut? Ai făcut ceva? Vreau să mergi până la Mata Mare să-i cer niște bani împrumut. Păi de unde are mama ta bani? Mama aia are bani, mi-a zis mie maică ta. Că are 100 păstași de bani. Are 500 de milioane pus pe dreapta. Te duci la ea. Așa. Îi ceri 1000 de euro neapărat să scăpăm de datoriile astea, că suntem la Vale Rău. Ce zici? Pentru ce trebuie? Hai mă, că știi tu cum. Vrăjeală de-asta, știi tu, bați cu el, cu matematica, cu olimpiada, că te duci în Irlanda la olimpiadă. Știi tu, mama, am nevoie, te rog frumos, ajută-mă. Da, stai așa puțin. Ia sau. Mie ce mi iese la treaba asta? Cerți tu de la tati, mă? Mă las pe un weekend la munte. Te las un weekend la munte, dar să fii cu minte. 500 de milioane, case, pământuri, toți au în cap același lucru. Cum să pună mâna pe moștenire? Fie că sunt avocați, fie că sunt nepoți instruiți, fie că au strategii bine puse la punct, scopul lor este averea. Ora 20 și 15 minute. În casa doamnei Alexandra apare cumnata ei. Mi-ai adus și mie ceva? Ți-am adus niște rachiu. Brav! Din prună. Brav! Și o damjan de jin. Brav! Negru. Brav! 1001, ăla te trântește imediat. Hai că-mi trebuie pentru parastas, fată! Da, lasă-mă să admir și eu florile. Hai că te las, te las, hai! Hai că-s frumos, e foarte frumos. A, păi astea costă mult, fată. Păi costă, ce să fac? Asta e, păi, te-am avut acolo și eu. Când o-i pleca, îmi dai asta. Ți-o dau, zi. Eu am o cu problemă. Ce ocazie, zi? Ce s-a întâmplat? Hai, lasă jos acolo. Am probleme. Am și eu de făcut niște analize și... Așa? Am îndrăznit să viu la tine că... Așa, și? De ce? Să noptez și eu la tine. Dar și mă duc la spital să fac niște analize. Dar nicio problemă, ce e aici, ești al tău, nu ești vorba aia. Frate, nu mi-a lăsat nicio scamă. Nică nu mi-a lăsat. Asta e ce vreau, lasă că... O-i vedeai. Da? Mhm. E bun. Casă nemăturată, musafir așteaptă. Doar că în acest caz putem spune că moștenirea neîmpărțită, prădător așteaptă. Ora 23 și 15 minute. Cumnata nu poate dormi din grija banilor, așa că se apucă să caute. Nu știu unde le-a pus. Nu știu, eu știam că fratele mi-a lăsat niște lănțișoare, niște cercei, niște inele, ziare, lumânări, prostii. Am vândut tot. Poate are amanți, nu știi? Amu, Nica. Mario, nu știu. Nu știu, dar eu caut, dar nu găsesc Nica. Stai așa, sufăr. Banii, unde-ai pus banii? Bani, unde-ai pus banii? Nici bani, nici bijuterii, Nica. Nica, Nica, Nica. Lovitură după lovitură. O primește în casă cu inima deschisă, iar cumnata ei o fură. Ce șerpi ține la sân biata femeie. Ora 9 și 30 de minute. Ce faci, dragă? Hai că uite ce faci? Ce ai pățit? Hai de ușor. Uite, am făcut ceva bun. Stai așa că se dă peste prag fata mea. Ia aici. Am făcut ceva bun și am să ți aduc și ție, că noi vrem să plecăm în oraș. Te cem și pe tine la bancă, că poate ți-o fi și ție. Un pic teamă să te duci singură și te însoțim dacă este. Hai că te așteptăm aici. Te așteptăm, Alexandra. Te așteptăm. Da, mersi, mersi. Acum e o doamnă. Trebuie să stea slugile după ea, dacă tot ne-am oferit, ca proștii își mai și bate joc de noi. Hai să dăm luăm bănuții acum și te ne-am da. Hai că am venit! Hai să mergem! Hai. Cum camerele de supraveghere observă adevărata calitate a vecinilor, umili și serviabili în față și bârfitori și mahalagi în spate, detectivii încep urmărirea acestora. Eu vă las un pic aici, mă duc până la bancă. Bine, atunci te așteptăm aici, da? Da. Bravo! E, uită-te și tu, vezi? Și zici la o adică să nu te supere așa.
Copii, de-aia, de-aia nu, nu, nu se bagă copii, și tu așa, dar n-a lăsat așa ca pe tâmpiți, bă, cine știe, mă, câți bani are asta, are bani, de unde să aibă, avea acolo ceva bărișul, da? Tu te-ai uitat că e plină de aur, mă. E, plină de aur. N-ai văzut că e frică să deschidă gura, că îi fură dinții din gură careva? Nu mai exagera, draga ta, ce Dumnezeule. Scorpia asta e ceva de nu-i adevărat, de nu-i adevărat. Uite că vine, lasă-mă în pace, nu mai vorbim. Bă, asta, tu te gândești? O avea ea câteva miliarde acolo, ce să faci? Asta este, sunt banii. Câți bani o avea? Cât aur? Câte miliarde? Se pare că doamna Alexandra este înconjurată numai de oameni fără caracter. Nu este de mirare că a vrut să știe exact pe cine se poate baza. Doar că, din nefericire, nu este niciunul de încredere. Sau putem spune acum, dăm doamne dușmani, că de prietenii mă feresc singur. Ora 17:45 de minute. Se vede treaba că soția lui Gabi nu se lasă deloc și ia frâiele în mână. Am o idee bună pentru toți. Ce ar fi dacă am duce pe mama soacră la azil? Oricum ea e un pic cam senilă. Ce idee? Spune că nu are discernământ, pac, pac, dăm tot semnătură și pa la gara. Am scăpat de ea. Niciodată să nu te gândești la așa ceva. Eu spun că are dreptate soția mea. Deci eu am fost la un avocat dreptate. Și m-am consultat, așa că am foarte multe relații. Da, și da? Ascultă-ți din ce da, zice. Da, are dreptate, foarte mare. Cu succesiunea, treaba asta foarte prost. Deci dacă facem succesiune, cu ce ne alegem? Te-ai gândit? Mama o să ia aproape 70%, 9% o să ne revină în... Da, păi vă convine, mă. Voi stați de-a muncă aici, eu am doi copii și mai stau și cu chirie. Și fata lui Ioana e mare. Și noi ce facem? Noi muncim ca Ioana ce tot. Facem cu Ioana, dacă ar fi? O să discutăm și cu păi Ioana. Păi nu ți-am spus, vorbești tu cu Ioana, că te-ai mai pe bune cu ea? Dar și că am vorbit foarte am bine vorbit, cu Ioana. Am vorbit, dar nu așa. Sunteți în asentimentul nostru. Deci trebuie să facem într-un fel sau altul să scăpăm de sărăcie, frate. Păi știu că și noi asta prost până acum cu banii. Care este scopul? Să punem mâna pe bani, frate, pe avere. Gata, să o împărțim în trei și pa la revedere. Ce o să zică biata mamă când o să audă ce vorbe au putut rosti proprii ei copii? Dar se vede treaba că nurorile fac legea în casă, iar bărbații se supun fără să comenteze. Păcat că niciunul dintre ei nu ia apărarea mamei lor. Lucrurile în acest caz sunt clare. Copii, nepoți, rude, vecini și prieteni, toți vor o bucățică cât mai mare din moștenirea mamei. Ai vorbit, mă, cu sora ta, să facem ce am zis? Să ducem la azil? Am încercat să vă ajuta de fiecare dată? Pe noi? Vă ajuta sau nu vă ajuta? Cu ce ne mai vă ține aici, mă? Ce mă, Hanea, dar noi suntem stabili, n-avem nevoie de bani. Păi astea, vedeți că voi sunteți stabili, că n-aveți nevoie de bani. Dar noi avem nevoie de bani, avem doi copii, stăm cu chirie, tu ai un sub bogat. Auzi, mă, de ce mă mai stați eu cu tine, mă? Să fac foamea și să cu chirie. După ce se întâmplă ceva, Doamne ferește, cu mămica. Măi, dar tu nu știi cum e cu succesiunea? Deșteptăciune rară. Păi cum, mă, tare trei sferturi și noi împărțim toți trei un sfert? Așa e acum, doar și foarte bine. Voi doi sunteți de acord cu treaba asta? Da, de ce nu? Da, și că vine mama. E dureros pentru un părinte care a muncit toată viața. A alergat să le asigure copiilor ei un trai liniștit, să fie îndepărtat chiar din cuibul pe care l-a construit tot pentru copii. Și asta doar pentru a câștiga câțiva bănuți în plus. Alo? Alo? Sărut mâna, doamna Alexandra, Ernest Francis, de la Canal D, vă deranjează. Aoleu, domnule Ernest, dar eu nu sunt acasă. Da, unde sunteți? Sunt la țară, am venit să... Stai un pic, Doamne, oprește un pic, te rog. Pentru parastasiu, mâine am parastasul la pentru domnule. Eu în momentul acesta sunt în măsură să vă prezint cum stă treaba. Sigur că da, chiar sunt curioasă, sigur că da. Mulțumesc mult, sărut mâna. Sunt către buftea. Impresionat de răutățile întregii familii, Ernest merge să-i arate doamnei Alexandra adevărul. Sărut mâna! A, bună ziua, poate, domnule! Cum să nu? Chiar vă rog, poftiți! Hai, băieți! Sunt vecinii mei, nu e o problemă. Oameni buni!
Oameni de nădejde vecinii ăștia. Nu, nu vă speriați că nu. Eu n-am de ce să mă sperii, să nu se sperie dânsii de mine. Nu, ce să se sperie? Ce să nu? Mă rog, nu vă speriați, că nu vă facem absolut nimic. Suntem oameni ca și dumneavoastră. Ernest Francis, pare bine? Nu, nu pare bine. Cred că faceți ceva. Dar de ce v-ați blocat așa? Ei sunt colegii mei. Băi, tu să vă rog să rămâneți afară. Nu înțeleg, nu mi-a spus nimic până acum și... Păi, ne punea în temă și mă rog, e alegerea doamnei, că practic nu vă privește pe dumneavoastră, dânsa ne-a cerut să... Dar nu vă fie frică că n-am făcut nimic. Suntem oameni și noi, nu mușcăm pe nimeni. Măcar eram și eu mai aranjată, dacă nicio tot ne faci vedete, zău, Alexandra, deja. Cameră. Nicio problemă, stai bine pe cameră, nu asta. Îi cunoaște situația dânsei? Îi cunoaște situația? Da, hai, te rog, nu-ți fie frică că nu se întâmplă nimic. Știți cât de aproape ei sunt copiii ei, nu? În mare știm, dar nu știm tot. Alexandra, eu știu, dar acum văd atâția oameni și nu știu. Dar mă apuc eu să vorbesc în fața dânșilor despre dar situația nu se ta, întâmplă absolut. Nu se întâmplă absolut. Te rog frumos, Nina, stai liniștită, calmează-te și tu, Bogdan, te rog frumos să te calmezi. Nu se întâmplă nimic. Și până la urmă, am trei copii, da? Din ăștia trei, vreau și eu să văd care mă iubește... Care mă urăște? Doamnă, mă tem că dintre copiii dumneavoastră niciunul nu prea vă are la suflet. Că... N-am nici urechi, nici oică la spate. Haideți să vă arăt eu. Da, cu mare plăcere. Vă rog frumos, că nu mâncăm oameni, nu se întâmplă absolut nimic. Ia zi-mă ce facem acum, mai pus de dimineața să fac mâncare? Păi ce să facem? Ieri am făcut toată ziua curățenie. Și mai încet, Mihaela. Bine, vorbesc mai încet, toată ziua am făcut ieri curățenie. Am făcut curățenie, am spălat aragazul. Da, ce am vrei? Dat cu aspiratorul, am spălat vasele. Stăm aici. Te-a luat canapea de 30 de milioane. Trebuie să suportăm și noi ceva puțin acum la... Mai puțin și gata. Se termină totul cu bine, o să vezi. Nu pot să cred. Mă, e fiul dumneavoastră care rostește aceste cuvinte ca să o calmeze pe soția lui care nu mai suportă. Doamne! Cum adică mai e puțin? Și e gata, nu se termină. Nu știu cum mai e puțin. Probabil că îmi dorește moarte. Asta gândește el? Probabil că asta gândește. Pentru ce, doamnă? Pentru curtea asta? Pentru casa asta? Casa de la București. Ce pot să fac? Spuneți-mi și mie ce pot să fac. Vă mai întreb o dată. El s-a autoinvitat după moartea tatălui ca să nu mai plătească chirie, să stea bine mersi acolo. Da. Și asta gândește. Am luat canapea de 30 de milioane, la mașină de 10, am despălat de 10. Trebuie să mai rabde un pic. Simte el așa, a simțit el că mai e... Bufete schimbate. I-am făcut o cameră, dormitorul, cum a dorit. Nu e rușine? Probabil că nu. Dacă este îndemnat de nevastă. Bine că n-am avut copii. Dar vis-a-vis de nevasta lui, de Mihaela... Ați deranjat-o vreodată cu ceva? Adică hai să dăm cărțile pe față, că nu mai contează acum. Nu, i-am adus de milă în casă, să știți. Vor bani de la ea și asta e. Toate dori, poate am halul. Și am mărut, am făcut toate poftele lui Ionuț. Și uite și tu, ce faci? Te gândești că-l ține în casă? Păi ține în casă cu noi. Poate să facă orice, ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce înseamnă mai e puțin? Pe unii ască ăștia împotriva lui Alexandra și cine știe ce iese. Ce ziceți dumneavoastră? Nimic, e o chestie particulară. Nu, ne gândeam așa că bine că nu avem copii, pentru că știu acum ce e în sufletul ei, e fără cuvinte. Dar să ai copii și să te gândești că te vor sprijini în... La bătrânețe? În ani și vor fi alături de tine și să se gândească la decesul tău, nu știu, deci nu înțeleg. În care, na. Deci chiar nu înțeleg, sunt fără cuvinte. Propriul tău copil îl aduci în casă, tatăl. Îi faci toate poftele, îi cumperi tot. Bă, doamnă, veniți un pic, vă rog frumos, să mai vedeți ceva acolo. Păi să fac o altă succesiune, să ieși eu din sărăcie. Dar iubire mea, dar nu pot să-i pun tot așa sul la încoastă mamă. E amărâtă, e necăjită, e supărată. Nu pot să mă duc peste ea așa. Vrei să spun ceva? Da, ce am vorbit-o cu maică ta zilele trecute și am tras-o de limbă. Are 500 de milioane în bancă, știi treaba asta? Dar de unde știi tu chestia asta? Păi uite că am tras-o eu de limbă. Ce ar trebui să... Cum ce trebuie? Să iei taurul de coarne. Bun, să mă duc să omor eu sau ce să-i fac? Dar cum e posibil băiatul meu să vorbească așa ceva? Vezi, Cristina, este aia care decide tot în casa aia. Păi cum când eu... Păi pentru mine Gabi e sufletul meu. Da, mă, Alexandra, mamă, dar eu spune-mi acum ce să-ți mai spun în plus de ce ți-am spus de-a lungul anilor. Copiii tăi adevărate doare sufletul, dar ți-am spus, noi suntem lângă tine. De câte ori ai avut nevoie? Ei, ai văzut cum s-au comportat? Te așteptai la altceva? Nu mă aștept. Te-a ajutat cineva? Și când a fost cu măruntarea? Noi am fost de câte ori, uite, acum suntem tot noi aici. Să te ajutăm. E vreunul din copii? Mi-ai spus să te aduc la țară, te-am auzit la țară.
De câte ori a avut nevoie? Mi-ai spus să mă la piață, m-am dus la piață. Am văzut și în problema asta, vreau să vă mulțumesc foarte mult. Dar cu tot dragul o facem, dar uită-te și tu, parcă ar fi orfană. Nu i-ai ajutat, nu le-ai dat, stau cu chirie, dar ea nu are părinți? Ajutor din altă parte, de ce musai de la tine? Iar... Păi fiindcă părinții Gabi ei... Gabi este atât de pămpălău. Stă la cheremul ei. Probabil. Probabil, nu știu. Nu știu ce să am. Nu știu. Practic, nu știu. Sunt foarte bulversată acum. Alexandra, mai mult știu. Decât că suntem lângă tine, nu pot să-ți spun, dar îmi pare rău de ce suferi. Îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră. Nu mă așteptam. Mulțumesc frumos. Aveți pentru ce? Nu m-am așteptat la așa ceva sub nicio formă. Mai bine muream eu și trăia Alexandra, George. Gata, nu mai face sânge rău. Gata. Nu vorbiți așa, doamne. Gata, hai, ia un pic de apă. Hai, calmează-te, liniștește-te. E greu, e foarte greu. Nu mă așteptam la așa ceva, dar nu l-am discut de acolo. Dar nu mă așteptam nici la unul, nici la altul. Gata. Să fac așa ceva, să vorbească așa ceva. Gata, că vă te ia inima acum, gata, liniștește-te. Îmi pare rău că auziți lucrurile astea de la mine, dar... Dar îmi pare bine că mi le-ați arătat. Sunt ca niște vulturi. Dar îmi pare foarte bine că mi le-ați arătat. Ca niște vulturi care dau așa, da, târcoale prăzii. Nu vulturi, șerpi. Când ți-a rămas un singur părinte... Șerpi, domnul Ernest, șerpi am crescut. Până în prezent am crescut șerpi. Am văzut cât de mult mă iubesc. Uitați-vă un pic, vă rog, la fiul dumneavoastră ce face. El în dimineața respectivă s-a așa. Dus la un service. Așa. Și acolo în curte sunt tot felul de mașini lovite, avariate. Da, normal. El a făcut niște poze la o mașină. Așa. Mașina aia nu e a lui. Da, cu e? Era o mașină în service, acolo se afla, adică la lucru. M-a mințit, cu alte cuvinte. Cam da. Uite că am lovit mașina, uite pozele, în ce hal e și... Asta e mașina de serviciu, dar să nu ți mai bine, spun. Nu? Da, tu nu ai poți nimic, nu? Problema e cu cel care l-a lovit, că vrea să mă dea în judecată. Așa? 100 de milioane vreau și eu să repar mașina. M-a mințit? Pentru ce? Ca să-i dau bani? 100 de milioane degeaba? Să vedeți. Nu vrea să ne dea bani. A spus că ne dă bani după ce face succesiunea sau după ce moare ea. Bă, ce mamă e asta, mă? Asta e o nemernică. Idiota, cretina. Te rog frumos să-ți măsori cuvintele, nici chiar așa. Păi cum? Eu și eu sunt mamă și eu am doi copii și nu știu ce să fac ca să-i ajut. Tot ce faci, facem pentru copii, nu facem pentru noi, nu? Deci, practic, a vrut să te jumulească de 100 de milioane. Doamna, și mai așteaptă... V-a privit în ochi și v-a mințit, da, cu maximă nonșalanță. Da. Pe care tot el supăra. Eu l-am crezut, am zis, mamă, și am explicat. Mamă, n-am acum, i-am explicat destul de frumos. Nu am acum de unde să scot acest... Gata, Alexandra, potolește-te că-ți faci mai mult rău decât e situația. Pur și simplu nu pot să înțeleg cum o femeie poate să-l întoarcă. Bine în așa că aveți lângă hal. Dumneavoastră niște oameni buni cu suflet. Nu înțeleg. Da, și le mulțumesc foarte mult. Oh, eram sigur că nu ești în stare de nimic. Mă lasă că mă duc eu mâine și vorbesc cu un avocat să vedem ce avem de făcut. Da, te duci tu la un avocat și alți bani, altă cheltuiele, duci tu la avocat acum. Avem păi bani și de avocat. Nu ești în stare de nimic, dragă, tu ai văzut? Să o lămurească ce? Exact cum stă situația, cum se împarte tot. Din cât are, v-am spus, vă revine un sfert. Ok, din casă, dar are și 500 de milioane în bancă, are tamai casa cu 1000 de metri, are pădurea la Craiova, are locuri de veci, are... La masa succesorală, toate bunurile astea se adună și se împarte un sfert dumneavoastră și trei sferturi ei și... Știu că mai avea și o mașină, e mai veche, dar mergea și aia... Doar cu atât vă alegeți. Doamne, Alexandra, îmi pare rău, dar nu știu ce să zic. Poate altcineva care nu te cunoaște ar zice că n-ai știut să-ți crești copiii ăștia. Am muncit, n-am făcut altceva decât am muncit. Nu m-am dus în concediu să mă răsfăț, nu m-am dus în străinătate să mă plimb, nu mi-am făcut lux. A, că am și eu două, trei inele, dar ăsta e inelul de la logodna mea. Și mi-a făcut și mie două inele și un lanț. Care și pe George l-ai înmormântat cu aurul pe mână, cu banii în buzunar. A fost munca lui. A fost și acum asta e seama, ăștia ce zic toți? Nina... Mamă, o grămadă de bani. Nina a fost inelul de la tatăl lui, care nu l-a dat niciodată jos după mână, și a fost verigheta, care o am și eu pe mână. Nu? Și bani? Ce am băgat 100 de lei, 200 de lei în buzunar? Uite ce spun copiii. Mă, sunt copiii mei care i-am crescut. Ce s-ar fi făcut ea fără voi? Bă, noi suntem pe aici, o ajutăm cu ce putem. Nevoie, nu. Cu ce putem ajuta? Mă, săpăm, bază, grăbim. Bine că mai sunt oameni
cinstiți pe lumea dincolo, asta. Dincolo, la București, la fel. Acum v-am zis, a venit cu mașina. Pare foarte rău. Ce să fac, domnul Ernest? Nu mă așteptam așa ceva, nu mă așteptam. Nu prea aveți ce să faceți, domnule. Singurul lucru e să mor, nu? Se ceartă. Îi dă pe ăștia la o parte pentru că a văzut despre ce e vorba și o să zică, lasă-mă, că ăștia sunt vecini buni, ăsta muncește pământul, ea mă mai ajută cu casa, cu mâncare, cu cumpărături, ăștia sunt lângă mine. Dar și... să-i dea o dată la o parte. Și nicio problemă. Să vedem cum o faci. E asta vor, doamnă, banii, atât, asta interesează. Și viața mea, nu? Nu dau doi bani pe ea. Este? Nu dau doi bani pe ea. Da, corect. Dar nu se gândesc că există un Dumnezeu? Doamnă, dar gândiți-vă că încet, încet nu o să mai fiți în putere. Da, încet, corect. Încet veți avea nevoie de un sprijin, de un ajutor. Da, știu. Nimeni nu o să vi-l ofere. Domnul Ernest, știți ce fac? Vă spun eu ce fac, vă spun asta personal așa. Tot ce este dau la mănăstire și mă duc și stau acolo, până în ultima clipă a vieții mele. Și asta este o variantă. Și asta este o variantă. Dacă am niște șerpi. L-a văzut acum pe Ionuț și pe Gabi. Să vedem acum dacă aceeași atitudine o are și Ioana. Știți că o este o roată care se tot învârtește, domnule Ernest. Va fi mult mai greu pentru ei. Hai să zice că ar mai fi o rază de speranță la Ioana, dar și ea, practic, intră în jocul lor. Toți... Ioana? Da, și ea intră în jocul lor. Da? Ai gogoși, uite pachetul pentru mama, gogoșile sunt pregătite. Dacă vrei să iei câteva, să-i duci și lui mama, bine. Dacă nu, asta este. Mă duc să mă schimb că sunt contra cronometru. Hai, pa, pa, pa! Ești o dulcică. Păi, da, ăsta e ginerele meu. O, oh, Dumnezeu, vecine, ce să faci? Rămână, vecine, să rămână. Dar ce miroase așa frumos aici la tine? Miroase tot blocul. Meseria lui Ioana, talentul ei. Mi-a făcut gogoși. Ia uite, frate. Ce bunăciune, mă. Da, că-i bunăciune, ce vrei? Vezi că o să-ți faci abonament la gospodina. Lasă-mă să mă uit acum. E, lasă că-ți număr eu ție, pleacă de aici. Păi cum așa a adus vecina în casă? Trăiește cu vecina? Ce faci? Pleacă de aici, am zis. Gata, gata. Da, domn. Trăiește cu vecina? De la... Păi văzut cum a venit de deasupra. Am văzut. Înșeală pe Ioan. Pe fata mea. Și erau gogoșile pentru tine, dacă n-ai înțeles. Dar la mine n-a ajuns nicio gogoș. Niciodată? Na. S-a oprit la vecina. Păi stași de bani. Are 500 de milioane pus pe drept. Nepoata mea care vorba aia. De câte ori venea aici, mamaie, dă și mie. Ia, mamaie. Ia. Dăm că-mi trebuie la școală, dăm că-mi trebuie nu știu ce, dăm că la că... Mamă, toți, unul nu este care să fie drept, să fie vertical, să aibă obraz, rușine vis-a-vis de dumneavoastră, respect. Dar văd că și ăsta tot de 500 de milioane știe. Mamă, toți vă ciugulesc din toate părțile. N-am ce să fac. Nu am practic ce să fac, nu știu. De întâlnirea asta de taină, știți? Ce-ar fi dacă am duce pe mama soacră la azil? Oricum e aia. Stai, te rog. Ce idee? Știi care e scopul vostru? Care este scopul? Nu să punem mâna pe bani, frate. Pe avere. Gata. Să o împărțim în trei și pa la revedere. Ce mai vrei mai mult de atât? Tu unde erai când s-a întâmplat asta? Nu mai, gata, lăsați-mă. Vă rog eu frumos să mă lăsați. Unde erai? Că uite, i-ai primit în casă ca să nu stea pe drumuri și fac pact împreună. Mă lăsați în pace! Acum liniștește, că suntem lângă tine acum. Vezi și tu că suntem lângă tine. Bine că voare pe voi. Haide, gata. Alexandra, întărește-te. Ți l-a luat Dumnezeu pe George. Mai bine mă lua pe mine. Chiar sunteți complet dezinteresați? Adună-te, nu pica, nu le face pe plac. Vă fac o mare favoare. Vă las să fiți sinceri și să-i spuneți adevărul. Nu mai pot. Îmi pare rău de ce îi se întâmplă. Da, asta i-am spus. Dacă nu faceți dumneavoastră asta... De fapt, noastră, ce insinuați? Că nu înțeleg. Rămâneți acolo, vă rog frumos, da? Tu nu te gândești
Nina. Cine mai mormântează, mă, în ziua de astăzi? Bărbatul cu inel pe deget, cu verighetă, i-a băgat milioanele la sacou. Măi, eu zic că, nu știu, Scorpia asta e ceva de nu-i adevărat, de nu-i adevărat. Să vezi tu acum dacă mai vedem vreun ban de la asta. Da, și care-i problema? Ia ascultă, Nina. Care-i problema? Dar de ce sunt Scorpie, dragă? Băi, nu știu, la momentul ăla m-am supărat pentru că ne-ai lăsat efectiv ca pe niște căței. Dar tu ce trebuia să știi absolut tot? Păi, eu cred că dacă e da, de o ce? Relație da, de prietenie și atâta ajutor, te rog frumos să taci, te rog frumos să taci. Hai, taci. Vorbește. Sunt mai mare ca tine și ai mâncat la masa mea, ai dormit în casa mea. Și pentru asta te-am ajutat și eu când ai avut nevoie. Bun, și nu ai mulțumit. Dat nicio mulțumit. Să știi că nu cu mulțumesc se rezolvă adică problemele. Adică vrei să te plătesc? Îmi rup cârca și bărbatul meu la fel. Să dea cu sapa, să spăl geamurile, să... Ai copii pentru asta, de ce nu te ajută? Acum deja înțeleg eu de ce nu sunt copiii tăi lângă tine. Da? Aha. Știi ce rugăminte am la tine? Poarta aia ta, casa aia mea. Hai, e problema ta până hai, te rog frumos, ieși afară. Sunteți mulțumit, nu-i așa? Să nu mai te prind pe aici. Serios? Hai, ieși afară. Hai. Să rămâi cu Ernest, o să te jumulească. N-are nimic, lasă-l pe Ernest aici lângă că mine. Că la câte are, n-o să se sature să mai... De unde crezi că a făcut tot ce are? Simțită, hai, da, nu fi nesimțită, hai. Hai, te vine ca mașina în poartă. Cu Ernest o să rămâi, ascultă, dumneata să taci, gata, ajunge, ai vorbit de zbună. Dar de ce să tacă dânsul? De ce să tacă dânsul? Să zică mersi, lasă că avem noi de discutat. Ne întâlnim noi. Dar ce trebuia să-ți dau bani? Nu, motorina mai plătit la mașina. Dar trebuia să te plătesc? Dar de câte ori ai mâncat la masa mea? Așa, și tu n-ai fost la mine la masă? Nu. Cum n-ai fost la mine? N-am fost, poate am fost odată. Hai să zicem că am fost odată. Dar tu câte mese ai aici când am luat la mine? Hai, lasă, haide. Du-te și tu, du-te. Hai, duceți. Parte de singur om pe viața ta de Ernest. N-are nimic, lasă-l aici lângă mine. Întotdeauna un om trebuie să aibă și bunul simț să știe când îi se face un serviciu să și plătească. Pentru că nici mama nu i-a dat lui tata degeaba, da? E mahala curată. E mahala curată. Este. De unde v-ați făcut toate averile pe care le-ați adunat și în timp? Și ți-a venit de la mine? Le-a luat de la mine din casă? Le-a luat din banii mei? Hai, du-te de aici, mahala ce ești! Mahala Joico! Interesul, domnule Ernest. Domnule, dar toată lumea să fie pe interes? Toți? Păi da, normal. Ce face? Probabil că s-au gândit că copiii mei se duc, rămân ei și să vezi ce o tocăm pe babă. Când e pără asta sub de 6 luni? Mâine, domnule. Da. Și i-am chemat pe toți aici la masă și habar n-au ce aștept. Să-i așteptăm, așa cum se cuvine, ca pe niște... copii buni, nu? Și cu frică de Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu. Deși are inima sfâșiată de durere, doamna Alexandra i-a adunat pe toți la aceeași masă ca o adevărată familie. Știu că au ajuns toți. Aștept semnalul. A dat Dumnezeu și am ajuns aici. Vreau să te măta. Încetează. Ce vreau să vă spun? Cine știe, ne-o dă să acum ceva. Să țineți cont în primul rând. Voi copiii mei și voi nurorile mele. Eu vă iubesc ca pe Dumnezeu. Da, dar Dumnezeu, să ne iubești, mămicuță. Ai spune ce ne doare. V-am adus aici... datorită faptului că taică tatăl vostru, socrul vostru, face astăzi 6 luni, da? Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Tare era băiat bun sărac, fie-i sărâna ușoară. Nu mai vreau să ne certăm. Nici noi, mamă, nici noi. Ai dreptate aici. Da. Vreau să fim așa. Așa o să fim, mică, îți promit. Nu așa. Așa. Tu mă vrei așa? Câteodată. Încetează, mă, te rog frumos. Păcat. Ce greu se scurge timpul când trebuie să numeri minutele și ce repede se scurge timpul, chiar și orele, atunci când ai vrea să stea pe loc, știi? Pun pariu cu voi că nu mă iubiți niciun. Aici greșești. Așa că... Ai timp să crezi? Crezi în sânge din sângele tău, cum să nu te iubesc? Eu vă demonstrez practic. Eu te iubesc, mămicuță. Știi că noi două... Eu vă demonstrez practic. Noi două ne certăm nu din dragoste. Nu mă iubiți nici unul. Întrebarea se referă la copii sau și la nuruși? Și la nuruși, și la copii, și la ginere. Păi și nu vă iubesc de când stau la dumneavoastră în casă, vă ajut. Am toate. Să-ți demonstrez și ție că nu mă iubești. Dar cine a spus asta, mamă? Hai, lasă-ne. N-ai spus-o? Hai, mamă. Am o mare surpriză pentru toți.
Mor de curiozitate să le văd fețele când o să intru. Și am un mare mesaj de la tatăl vostru. Tatăl tău, tatăl tău. Mamă, și tatăl tău. Filme acum, ce hai, face? Lasă-ne. Ai filmat trei vorbi, ce-o fi zis? Ia să vedem acum. Ia să vedeți voi aici acum ce v-am pregătit. Ce zice tăticul vostru? Eu cred că să învârte acolo în groapă unde e. Mă, Ionuțe, eu nu sunt mulțumit. Acum să nu te superi pe mine. Mihaela a sus, Mihaela a jos. Ați filmat în casă? Treaba mea. Spală vasele, ea întinde hainele, ce o curățenie. Săraca, a dat de greu. Ce o curățenie. Ai vrut mobilă, te-a luat mobil. Ai vrut canapea de 30 de milioane, te-a luat canapea de 30 de milioane. Ce trebuie să suportăm și noi ceva puțin acum la... Mm? Puțin. Ia să vezi, matale, ce vorbești. Ia stai puțin, ce vorbești aici. Ce să suporte? Ce să suport, dragă? Au stă în casă degeaba și să mai și suporte. Dar ce trebuia să suport? Păi el, că e obraznic în continuu. Păi nu, a zis să suport și tu, adică n-am înțeles. N-am spus de matale, umblă cu cioara vopsită. Ți-am luat canapea de 30 de milioane. Ți-am luat mașină de spălat. Ți-am schimbat bufetul. Ți-am schimbat toată camera. Ce nu-ți convine? Păi nu-mi convine comportamentul lui, că i-a zis să se ducă la muncă și nu vrea. Dar de ce mă critici pe mine? Pentru că el a zis că din cauza ma ta am venit în casa acolo ca să stau, să-ți lucrez. Nu este adevărat! Nu este adevărat! Să nu minți! Nu minți! Și el ce a zis? Ai zis că mă pune la spălat, mă pune la călcat, mă pune la aia, mă... Dar ce vrei să faci? Păi eu plătesc! Nu e adevărat! Și minți! Și banii de cumpărături! Acum minți! Acum minți! De unde trebuie să iau? Eu plătesc chirie, eu plătesc lumina, eu plătesc tot. Da. Și tu ce plătești? Eu nu plătesc, dar mă ocup de toate și eu. Și tu m-ai bârfit? Și tu m-ai bârfit. Ce am bârfit eu, bre? Hai că mă enervezi deja. Uită-te acolo. Gata, încetează. Păi să fac o altă succesiune, să ieși eu din sărăcie. Da, iubire mea, dar nu poți să-i pun totul așa sol în coastă, mamă. Ia uite ce-ai făcut, bre? Adevărul. Te rog frumos, ia inițiativă, nu mă interesează. O să iau. Păi să iei odată și să vedem ce facem. Că pe maică ta aia nu-i interesează, da, și de da, bine. Da, dar gândește că e și mama. I-am făcut doi nepoți. De mama. I-a murit soțul acum 6 luni de zile. E amărâtă, e necăjită, e supărată. Nu pot să mă duc peste ea așa. Vrei să spun ceva? Da, ce am iubit-o cu maică ta zile trecute și am tras-o de limbă? Are 500 de milioane în bancă, știi treaba asta? Da. Ia uite-mă, băi, ce-a făcut asta, mănea? Cum ai pus tu camere la mine în casă? Cum ai pus, mă, camere în casă? Băi, nu mai tu ești vină, mă, că mine-ți dau și cu tine toți peretele. Mămăligă ce ești. Tu ce faci acasă? Ești o mămăligă. Cum se poate așa ceva? Ba, se poate, uite ce e acolo. Cum să vină în casa mea să pună camere? Tu unde ai fost? Ca să-ți demonstrez cât de mult te iubești. Ești mamă dragă. Da, știu. Că eu da, nu m-am știu. Chinuit ca să te fac asta cum vrea ea. Bună seara, bună seara. Uite cine a venit. Mai aveți loc pentru încă o persoană la pomană? Ce e asta aici? Ce e asta, mamă? Ce faci, măi, nene, măi? Nu cred că o să apucăm să ne cunoaștem noi prea bine, dar cu siguranță nu o să uitați seara asta. Cine e domnul ăsta? Domnul Ernest, dacă te interesează, da? De la canal de ca să-ți demonstrezi cât de mult mă iubești, mamă. Imaginele pe care dumneavoastră le vedeți acolo? Și norma mea să vadă cât de mult mă iubește. Și tu la fel? Și tu la fel? Te rog să iei mâna după. Gata? Asta să întrebați, vă rog, pe soacra dumneavoastră, nu pe mine, da? Adică ai bani de așa ceva, ha? Adică l-ai pătit pe nenea asta, dar mie nu. Asta e treaba mea. Nu vă place ce ați văzut la televizor sau ce? Asta e problema mea. Cu cine să începem? Eu nu înțeleg. Pare foarte rău că la o ocazie de genul acesta, când ar trebui să cistim memoria tatălui dumneavoastră, discuțiile se poartă în acest fel, da? Explică-mi și mie ce se întâmplă, ca să știu. Acolo ăia se omoară, acolo... Ăsta? Așa. Ăsta care-i soțul tău? Da! Stai de mă termină cu prostul. Lasă lingușelile, ți-am zis să lași lingușelile. O avem pe Oana, ce s-a întâmplat? Lasă lingușelile, că nu merge cu mine. De ce am făcut? Ce ai făcut? Am să-ți arăt. Ce caută aia de la etajul 4 la tine în casă, în poziția? Doamne ferește. De ce, Doamne ferește? Chiar eu îmi demonstrez practic, băiatule. Mamă, cum poți să spui așa ceva? Ați demonstrez practic. A venit la ora. Trei și ceva. Cam trei. O duduie la tine acasă, într-o bluză roz și cu ceva pe deasupra și cu doar în kilos și sutien? Nu. Și... Mă, dacă-ți dau o palmă... Nu e adevărat, mă, termină. Mă, dacă-ți dau o palmă, acum știi cum te dau de te duci, cât ești de gras. O fi venit. O fi... Adică cum o fi? O fi avut nevoie de ceva. Suntem vecini, trăim într-o comunitate. Și în dormitor ce ai făcut? Au jucat șah, mamă. Au jucat șah, da? Nu, au jucat cărți, mamă. Ai burtă, da?
Eu lucrez și alerg tot Bucureștiul de nebună la trei spitale. Ia mâna de pe mine. Pentru ce? Ca să faci tu burta mare? Hai, ca să faci tu burta mare? Băi, Ioana, eu nu înțeleg de ce. Ia mâna după mine, ți-am spus. Acum ce vrei să mă împușcați? Ce vrei să-mi faceți? Eu nu te împuși, măi, omule. Spune-mi că nu e adevărat. Hai să pleci. Tu dă-mi o dovadă. Dă-mi o dovadă, te rog. Hai să vezi. Dă-mi o dovadă. Că nu e adevărat. Nu. Dar atunci ce înseamnă asta? Am vrut adevărul la iveală. Dacă nu e atitudine, te las la mătă aici. Du-te, pleacă și lasă-mă. Păi o să plec, să știi. Numai din cauza ta s-a întâmplat chestiile. Din cauza mea. Păi toți m-ai manipulat ca să ia banii mei, da. Păi uite și tu ce ai pe lângă tine. Lasă-mă, da, frate, tu ai o mototor, stă cu asta pe lângă el să mănânce de bani, sora ta aia. Uite ce face. Da? Și toți ați lăsat-o. Bani, altceva toți, nu și decât toți bani. Toți ați lăsat-o numai. Toată viața m-ai manipulat ca să faci jos de bani pentru nu ce? Nu ești în stare de nimic, o să lasi, ești praf. Astăzi e zi mare pentru noi. Ia mâna de pe mine. A murit tatăl tău acum 6 luni, nu? Pleacă de aici, pleacă de aici. Aia... Da, vreau să văd. Vreau. Hai să vezi. Măi, hai să vezi. Cu cacăința asta. Au mărași. Ia mâna de pe mine, deci așa ceva nu se poate, deci este incredibil. Uite cum stau treburile. Până aici s-a terminat. Gata, m-am săturat de tine, mi s-a luat. Pa, la revedere. De ce? Pentru ce? Pentru că tu ești de vină. Tu m-ai băgat în căcatul ăsta tot. Eu te-am băgat în căcatul ăsta din cauza că... Chiar atât de mult vă interesează banii? Păi normal, cum înseamnă banii? Să mergeți atât de... Păi să vă trăiască. De ce ați mai făcut dacă nu aveați cu ce să-i hrăniți? Păi și stau cu chirie ca un mototor la ușa mea și nu e stare de nimic. Eu sunt mototor. Și te țin de ani de zile degeaba. Păi și e mai normal să ce? Să vreți să... O femeie care e perfect normală și sănătoasă, să o faceți... Are de toate. Să o faceți cu acte în regulă ca să ce? Să puneți... De ce vă deranjează, doamnă, că ea primește 3 sferturi din tot ce e? Domnule, știi ceva? Toți au fost de acord, da? Toți au fost de acord. Asta am văzut. Da, ați văzut probabil. Toți au fost de acord. Ne-am sunt să ce aveți cu femeia? Ce aveți cu femeia? De vreți să o lăsați într-un azil? Să ce? Ce v-a făcut femeia asta? Vorbești așa de mătă. Tu vorbești, mă, care stai în casă ca un papisoi. Așa, și? Și o ții și pasta lângă tine și stai de-a gata. Care pasta lângă mine, mă? Până acum l-a ținut pe ăsta, lucram între schimburi. Aia știu, stătea acasă. A furat și l-a dat afară de la muncă. Și tot i-a rămas pe mâinile mele, da? Și să-i spălse cal și am venit la mătă că a vrut el. Ați venit în casă la doamna Alexandra, că ați vrut voi, nu? Da, am vrut eu, într-adevăr, pentru că de voi, o iubesc și am vrut să-i demonstrez, dar când am văzut că el stă ca mulcu și nu mă ajută cu nimic. Ce vină are pe tema asta, maică sa? Păi are vine că îl bârfește pe el ca să mă despartă de el. Pe bune? Da, vorbește cu el. De ce ai venit în casa ei, nu? Atunci pentru de bani, ce mă bârfea în dormitor? Ca în gura mare și că sunt rea și că nu știu ce mai departe. De poate are dreptate femeia, nu? De ce? Păi nu știu, dacă tu să-mi spui. Dacă veneam și aduceam lui Fiso să mănânce și spălam și îl călcam, aveam grijă de el și el nu muncea că nu se pare. Și asta nu contează. Astea, și nu? Maica ta trebuie să mă întrețină pe dar mine. Dar tu ai o mamă da, acasă? Da, vreau și eu bani. Dacă nu-ți convine, o să rămâi cu măta și o să plec. Fii atent ce-i face Lufita. Ce-i face? I-a o influențează? Să vină și ea pe la bunica. Nu e adevărat, nu e adevărat. Minți. Dar ce și aici dragă? Minți. I-ai spus așa. Mai du-te și tu pe la bunica, că vezi, da, doamne, mai cere și tu niște bani, că trebuie să te duci cum nu știu unde. Cum să-și ceară bani? E așa bine. Păi eu îi dau fetii bani în fiecare zi, eu pentru da, tot ce are nevoie, dar eu îi dau bani. Dai. Dar n-am zis că copilului nu-i dai. Copilului nu-i lipsește nimic, de ce uite să mai vină așa? Cum ai putut, mă, omule, să facă așa ceva? Asta de unde să-ți dea? E o vorbă, dar maică-ti. E adevărat, i-am spus Oanei, băi, du-te pe la bunica, mai vedeți și voi, mai... Știi că trece pentru o situație mai grea. Păi, dar nu este așa, măi, omule, că asta este, a nu făcut pomeni, a făcut spune. Croce, a făcut monument, a făcut pomeni. De unde să dea? Tu ce nu te înțeleg. De unde? Fii atent ce zice, fii atent ce zice, ascultă-mă ce spune eu, i-a zis Lufita, cam 500 de milioane de lei. Ai? Păi și n-ai... Doamne, măi, n-am. Ești un molâu și nu ești în stare de nimic. De ce trebuie să fac? Ce vrei să fac? Să iau gata, uite și aici în curte. Ce vrei să le fac? Cum adică? Asta ne urmărește. Aia umblă cu ceara vopsită. Ăla umblă cu moșmoande. Ce mama că e șulfă și pune camere. Spune că măta ne iubește. Acasă și cum a pus camerele? Pe unde a intrat? Cum adică eu sunt acasă? Da. Sunt acasă când sunt cu copiii și rest. Hai gata, gata, vezi de drum. Uite, Doamne, iartă-mă că ești un papagal și nu ești bun de nimic. Ești de doi bani. Manipulat toată viața numai pentru bani. Pentru bani? Ce bunți bani mi-ai adus, mă? Mi-ai adus o avere, mă? Toată viața m-ai manipulat, că vrei tu! Că vreau eu? Da! Ai, acum bani, te dai cocoși, băi, spune și eu, că bani, sunt și eu bani, smardoaică, o dau și eu mușchi acum! Du-te și produ!
Să, băi, eu am produs mai mult ca tine, mă, nu ți-e rușine, mă. Păi ne țin, țitule, mă, te uiți la tine. Așa, mare rahat, mi-a adus și eu cât îți aduc, mă. Ai uitat, mă, cât te-a ținut în spate. 14 milioane, băiați bani? Altceva nu, și scandal, ceartă și bani. Toată ziua, scandal, ceartă și bani. Muncesc ca un rob de dimineața până noapte la 12. A, săracu, și vii la 12 noaptea, și? Eu știu de cum faci tu banii aia. Cum fac eu banii? Păi cum îi faci, mă, banii? Poate îi faci murdari. Murdari? De asta nici n-am scor în casă. Bani la copii să mănânce în casă, bani murdari. De unde atâta răutate? De la toți, că se strânge toate. Băi, iartă-mă, nu știu ce problemă ai, dar eu am aflat că mă înșeală bărbatul meu. Da? Deci, domnul Ernest, eu am înțeles, că este ceva neregulă cu bărbatul meu. Ce faină treaba cu gogoșile. Eu nu știu ăștia pe ce se ceartă, dar mai mama mi-a spus ceva. Mor tu, după ce mor, mi l-ai mai și vrut în casă. Ce îmi pune? Ia mâna după mine, să știu despre ce e vorba. S-a aflut niște lucruri. Că ați picat la mijloc în toată povestea asta, nu mă privește. Deci eu nu mai am răbdare, mi s-au numeat genunchii, vă rog frumos, nu vreau să... Ce ai făcut tu? Ai înșelat-o? Nu e, mă, ce să fac ea? Cum nu e adevărat? Dacă ea a spus așa ceva, pe păi cum poate să spună? Haide, mă, Nu, uite-te și tu dovezi! Stai! Deci te rog mult! Eu te las! Du-te la Balamuc! Du-te la Balamuc! Ia-o pe măta! Rămâi cu măta! Rămâi cu măta, că măta oricum e praf, e o scorpie, e o... Să nu mai zic ce e măta! Dacă îți dădea, nu mai era scorpie, nu? Nu mai era scorpie, sunteți o familie de... De ce e toată familia asta? De ce e toată familia asta? Păi eu de unde să știu, mă, în ce rahat intru? Cum nu știi ce rahat? Păi de unde să știu în ce rahat intru, băi băiatule? Ce s-o să la început, mă? Nu știi? Mi-ai spus la început că o să mă faci fericită, că o să-mi iei, că o să-mi faci, că o să-mi dai. Și ce mi-ai făcut, mă? Da, cu chirie de ani de zile, băi. De 11 ani stau cu chirie cu tine. E singura cu chirie? E singura, suntem singurii pe lumea asta cu chirie? Niciodată n-ai pus punctul pe ei, lumea ta, să spui, vezi, Doamne, ai mamă, să... Dar uite unde s-a ajuns, poftim. Unde s-a ajuns? Păi trebuia dinainte să faci asta. Eu te-am adus, ăștia sunt niște fraieri toți. Fiecare a vrut să ia bani pe șestachii de la măta. Tu ai fost prima care nu se ia bani. Eu? Păi eu, din cauza mea, că m-am dus la avocat, ca să încerc drepturile pentru toți. Tu ai manipulat pe toți, înțelege, da? Tu, numai din cauza ta e tot ce e aici. Băi băiatule, da. Datorită mie s-a ajuns unde s-a ajuns. Păi eu am fost la avocat să dezbatem averea. Ai fost niște... și la avocat, de unde ai scos bani de avocat? Asta e problema mea. N-avem bani, n-avem bani de chirie, ai bani de avocat acum. Păi, și bătă acum are bani să mă... Urmărească, mă, da? Să-mi bage camere în casă. E treaba ei. Eu trăiesc cu tine. Tu de unde-i bani să duci la avocat? Deci cu tine nu vreau să mai stau de la discuție. M-am trezit dimineața la prima oră ca să-ți fac ție fasolică. Ai bărbăția să-i explici soției tale. Băi, nene, îi spargă ăsta, pleacă de aici cu ale. Am terminat-o, bag divorț. Ai răbdare. Nu e prima oară care mă amenință. Ce problemă, măi? Ai răbdare, avem la casă, avem doi copii, gândește și la tine. Eu nu mai stau cu tine. Nu stai cu mine. Nu, du-te, îți găsești pe alta. Eu mi-am unul cu bani, mă. Tu nu ești în stare de nimic. Păi nu mai e vorba de iubire, vorba de bani. Mă, dau o hârlă cu nata mea la fel. Toate fac legea aici. Eu ce sunt aici? Eu sunt un plutură. Cred că v-am încurcat, da? Gata, hai să începem. Hai, pa, la revedere. Pa, la revedere. Ia-ți pe alta. Pa, la revedere. Vrei să crească copii fără tată? Nu mai, ia una după mine. Ia una după mine că nu știu ce fac. Uite, mamă, vezi ce s-a ajuns? Poftim! Din cauza voastră! Și ăștia că vine să ia la picioare cu mașinile lor, cu tot. Ce s-a întâmplat? Uite, a plecat, poftim, na. Și? A plecat. E, și? Și acum ce fac? Las-o, că te-a făcut de n-ai treabă. Nu pot să cred acum. Păi cum, dar de ce să nu crezi? Nu pot să crezi. Dar de ce să nu crezi? Ce fac copilașii, băi, mamă? Păi, da, cum crezi fără tată, mamă? Cum adică? Dar tu cine ești? Păi, dar ia copii. Eu să-mi pot să-mi iau copii? Păi, mă, dacă... Îmi dai tu bani să iau copii? Da. Bine, mă. Îți dau. Așa eu. Mi-ai dat bani și pentru mașină, ca să... Păi am nu, lovit, că cu mașina e altă poveste. Așa mi-ai ajutat și când am venit tu ce-a plâng, mama. Cu mașina, dragul mami, e altă poveste. Altă poveste. Nici o poveste. Acolo a fost o minciună, dragul mami. Ba da? Păi minciuna a fost pentru că am vrut să ajut casa asta, să stau cu femeia asta, să cresc copiii aia doi. Asta, de-aia te-am mințit. Că altfel nu te-ai mințeam. Că tu știi că te iubesc pe tine. Da. Tu ești mama mea. Da, dar asta nu înseamnă să mă șantajezi dar tu pe mine. Dar nu te-am șantajat că am vrut eu. Păi, și de ce te-ai luat după ea? Pentru că e nevasta mea și ce vrei să fac? Dar nu trebuia să te iei după ea! Dar după cine să mă ia? Cu ea trăiesc în casă! Cu ea, da, de acord cu tine, trăiești cu ea! Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă vezi pe mine moartă! Gata. O să plec, că e casa ta, mă, apartamentul tău, da? Munca ta, eu v-am ținut! Îmi iau copilul meu pe care tu îl nenorocești ușor, da? O înveți numai la prostii și bagi numai copitoceni în cap?
Haide, fratele meu. Mi-a spus mama, mama mi-a spus adineauri, de asta am zis. Hai să stabilim ceva. Dar n-am te rog eu mult de tot. Dacă și de la baie ai cameră. Te rog eu mult de tot. Cu mine. Da, dar nu le arăt pe alea. Te rog eu mult de tot. Ție ți se pare că ce? Eu stric viața ție în momentul de față, nu? Oanei, domnul Ierdezor. Ție ți se pare că eu stric ție viața în momentul de față? Mi-a stricat viața, ce să mai stricat? Eu. Deci eu plec și te las. Din cauza ta am ajuns până aici. Pentru că dacă tu erai o femeie și ne împărțai tot ce a lăsat tata la toți, nu ajungeam până aici. Mai copilul meu. Și acum, uite, poftim, a plecat, m-a lăsat. Mai mamă. Eu te-am născut. Da, și? Eu te-am crescut. Da, e datoria ta, era datoria ta. Bun. Orice om crește și face un copil. Până te însori. A, până te însori. Și pe mă nu mai e copilul tău. Ba da. Da, și? Ba da. Când are da. O copilul când intră la necaz, cum de ce ai venit la mine să mă minți, mă repet a doua oară? Ți-am mai spus de ce? Ți-am mai spus de dar ce? Dar nu trebuia să faci ce ți-a zis asta! Dar ce trebuia să fac? Trebuia să-i spui cu frumosul. Mai femeie, mama, tu zici că are, dar eu îți demonstrez ție practic că nu are bani. Dar eu știam că ai bani. Păi dar tu de unde știai că am bani? Știam, că ți-am de la tata. Că muncea săracul și trăgea pentru casă și a spus. Și ce, eu n-am muncit? Ba, ai muncit. Păi vezi? Păi vezi? Tu știi că maică ta a văzut asta? Ai vorbit, mă, cu sora ta, să facem ce am zis? Am încercat, am încercat să vorbesc. Să ducem la Bălăcean, că mă, la nebun, mă. Voi doi sunteți de acord cu treaba da. Asta? Da, de ce nu? Vreau să știu și eu un singur lucru. Ați venit la mine pentru bani sau pentru iubire de mamă? Acum? Și acum, și înainte. Pentru bani, pentru că am fost împins de aia. Atunci ieși afară. De ce, mamă, să ieși afară? Afară, pe poartă să ieși, acum, în clipa mamă, asta. Mamă, tu ești mama mea, să mamă. Să nu te mai văd în viața mea. Nu cred așa ceva să-mi faci tu mie așa ieși ceva. Ieși afară. Te rog frumos. Ieși afară. Iartă-mă. Nu te rog din suflet, măicuță. Nu te mai iert. Așa. Iartă-mă, măicuță, te nu rog frumos. Nu te mai iert niciodată și n-ai să mai vezi ochii mei niciodată. Pa! Ionuț. Da, mamă. Ieși afară! De ce, mamă? Ieși afară! Mamă! Ieși! Te iubesc! Ieși! Nu, mamă! Ieși afară! Te rog, iartă-mă! Ieși, am zis! Auzi, Mihaela! Ieși! Din cauza ei, nu? Ieși! Și tu! De ce să mă dai afară? Ieși, am zis, și tu! Și tu rămâi cu măta, stai afară. Aici! Aici afară. Să rămâi cu măta, stai grijă afară. De ea! Că eu oricum mai mă, afară nu mai rămân cu tine! Hai, afară! Mamă! Afară, am zis! De vină cu ieși afară și tu, ieși! Mihaela! Nu vreau să mai aud de tine, gata! Du-te, întoarce-te la măta și lasă-mă în pace! Mihaela! Nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, pleacă de aici! Stai, stai, hai, te rog frumos, vino înapoi! Vino, hai să plecăm împreună! Nu mai vreau să plec cu tine, lasă-mă în pace! Mă angajez da, și să stăm noi singuri! Da, te-am 3 luni? Nu, nu 3 luni, luni nu, cum ai făcut nu, în 3 ani, 3 luni și după aceea gata, iar fui? Te rog eu frumos! Iar te angajezi ca pe să fugi în magazine? Nu, nu! Nu, du-te, întoarce-te la măta, stai la măta! Ai grijă de ea, ca să nu mai reproșesc, că să mai rezist un pic până luăm banii, n-am nevoie de bani! Și uite ce s-a întâmplat, poftim, a pus camere peste tot, sunt eu de vină! Mama mea. E mama mea, dar ce dar să-i fac dacă e? Dar nu mă continuare cu ea, spală-te pe cap cu ea. Mihaela. Nu mai, deci nu mai vreau să te mai văd în ochii mei niciodată. Am terminat cu tine, ești un prost bătut în prost, cap. Prost, bătut cum vrei tu, sunt al tău, da, suntem nu de 3 ani. Nu mai ești al împreun. Meu, gata. Ba, da. Nu mai ești nimica cu mine, gata, ba, s-a da. Terminat totul. Du-te, întoarce-te la maica ta, la sorta, la cine vrei și stai cu ei în casă, eu am terminat. Cum au ieșit copiii mei afară, auziți, da. Doamnă, așa ai să ieși tu. Eu i-am stricat lui familia, eu personal, da, da. Păi, da. Eu i-am stricat-o. Ți-e mă rușine, scârbă ce ești, om bătrân ce ești, te duci cu panara maia, nu ți-e mă rușine? Uită-te la tine cât abou ești! A? Da, mamă, e barta-i omul, că eu țin! Zic și mie! Tu muncă nu! Dimineața până noaptea! Țigări, da, băutură, da, și femei, da! Și în rest, și gogoș, ce-i mamă! Am greșit și eu să spunem extraordinar, așa. Ai greșit! Da, și da. De ce ai venit? După banii mei? Ai venit după banii mei? Zi! Rămâi cu fita și cu banii tăi. Salut! La revedere! Ești sănătoși! Să nu te mai văd nici pe tine! Oarba după tine! Ar trebui mama, să vă fie rușine, uite-te aici! Nu vrea să ne dea nimica, dragă, nu vrea! Toate nu discuțiile vrea sunt doar despre bani! Păi eu ce fac? Cum să o facă de bani? Bani. Cum bani, să mai uneltească? Uite-te acolo, bani, e fratele bani, tău, da? Bani. Cât a fost actul bonlav? Dar eu vorbeam cu tine la telefon! Unul n-ați călcat aici! A căzut tot pe umerii mei! Totul pe umerii mei să vă fie rușine, la tot să nu vă mai văd. Ai înțeles? Ai înțeles? Nu mai sunteți copiii mei, ai înțeles?
Ai înțeles? Da, te rog frumos să mă ierți. Cu ce să te iert? Că ai fost de acord să mă duceți la Balamuc? M-am opus. La și când m-am opus? La început? Da. Și pe urmă? Și pe urmă ai fost de acord. Foarte, cum să spun, aia a fost. Ai fost de acord? Adică, practic, vrei să mă vezi la Balamuc și tu să stai să te fălăști. Nu? Să mă fălesc în ce? Mă. Haide, mă! Ce faci, vecină? Cu Halimai te-am lăsat, cu Halimai te găsesc, nu? Da, cu Halimai mă găsești, da. E, uite de ce am venit, că ia vorba să te văd. Hai, am tu muncit, de ce? Da, ai muncit, muncit da. Pentru parastasul ăsta, dar am venit să-ți arăt că eu nu mint. Așa. Și în momentul în care eu ți-am spus, da, m-am întors, domnul Ernest, m-am întors. Eu de 6 luni încoace abia fac socoteala la tot ceea ce m-a costat pe mine să te ajut pe tine. Așa. Nu am făcut socoteala cât a fost George bolnav, da? Și acum ce vrei? Deci, fata mea, tu o să ai de plată, uite. Am fost aici frumos, cu dată, cu tot. Uite toate chitanțele, toate facturile. Unde am fost? Să te duc pe tine la cumnată, ta, să te duc la biserică, să te duc la cimitir, să umplu cu acte după tine, da? Aici la casă. Deci toate astea mie nu mi-ai plătit bani? Un ban. Și da? Tu vrei bani? Uită-te că toate sunt făcute pe drumurile cu tine, da? Pentru că tu ai avut impresia că eu sunt aia care vreau să te jumulesc. Nu. Trebuia la o adică să-mi scot și eu din ceea ce eu am plătit, fără să te deranjez pe tine, da? Că asta ai crezut tu despre mine. Și tu ce vrei să spui? Și acum? Ce-ai făcut? Ți-ai gonit toți copiii. Ce-ați adus aici? Bonurile, domnul Iordes. Ați păstrat bonuri de benzină? Plătit, da, numai de 6 luni. Nu am plătit nimic. Nu am păstrat nimic cât a fost bărbatul bolnav și am umblat cu el peste tot. Da? Mi-am dat seama că ceva se întâmplă și dar am... Dar de ce le-ați păstrat de 6 luni încoace? Eu le păstrez pentru că ea s-a schimbat din momentul în care i-a murit bărbatul. Da? Și a dat acum pe toată ce? Lumea ați venit la o ca să ce? Vrea banii, domnule Ernest. Să-mi plătească pentru toate serviciile pe care eu i le-am făcut. Toată lumea asta vrea de la maică ta banii. Fiul dumitale adoptiv a zis să-mi dai banii, deci te rog frumos, care că văd că ai gonit meu? Toți copiii cine pe care este i-ai fiul avut. Meu adoptiv? L-ai luat să-l crești pe ăsta. I-ai dat pe ei tăi la o parte și l-ai luat pe el. Păi i-am dat la o parte fiindcă au mințit și au vrut să mă jefuiască. Au venit să le dau bani. O să te nebunească atâția bani și atâta grijă de avere. N-ai să mai ai pe nimeni lângă tine. Dar pe nimeni nu s-a unde e inima aia mare, da, sufletul ăla mare? Da, ați făcut asta mare. Ca să o ajutați da, pe săraca femeie. Există, dar nu este singur sufletul, dar este cu minte cu tot. Ceva, nu vă închinați, faceți noastră la fel. V-ați luat-o acum, creșteți-o, domne. Până una alta, nu știu cum să zic. Eu am fost aici și să rânești și să s-am păi grăbiat. Păi da, aici ai mai mult de șase. I-ați cerut vreodată să vă ajute? I-ați cerut, te rog, ajută? A făcut benevol. Asta se numește. Dar tu unde ai făcut benevol? Măcar la unul din copiii tăi. Benevol, niciodată benevol? Nu ți-am zis vino și sapă, niciodată nu ți-am zis să speri geamuri, niciodată, nu! Întotdeauna ai zis, nu te rog frumos că nu mai pot ca la nu bancă. Nu e adevărat, minți! La bancă, la femeie, minți, ieși afară! Vino cu mine! Minți, ieși afară! Serios! Da, hai, ieși afară! Măi, vecină! Hai, știi la ce ai statu acum la televizor? Stai așa, iar, că ieși afară, dă-te la o parte! Aveți grijă. Nu-i nimica. Ai văzut că Dumnezeu nu doarme? Dar ce faceți? Da, ca să-ți dea ție de pomană. Și ăsta ia este ei? Tot al meu. Ia da, ei? Mi l-a adus, da, da. Și ăsta este tot al meu, să știi. El. El și ieși afară cu el. Hai. Atunci când ai avut nevoie, am fost bună. Hai, ieși afară. Hai, deci să-mi plătești toți banii care mi-i datorezi. Da, 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 uite pe asta îți dau. Vezi, uite-o, vezi asta. Ok, uite. Să-i fie rușine. Deci te dau în judecată pentru chestia da. Asta și plătești și datorile. Uite asta o dar nicio problemă, la avocat tot tu plătești da, datorile. Da, du-te la avocat, duce-te-i. Să nu stea singur, George, poate-ți duce Doru. He, lasă-mă. Hai de ui, mine, văd eu da. Bine, a venit și a luat televizorul. E omul prost când e bun. He, lasă-mă. Da, da, da. Hai, du-te. Până și copiii tăi te-au dat la o parte. Du-te cu Dumnezeu. Așa s-au dus toți, dar te duci tu înaintea lor. Ne vedem, rămâne de văzut. Doamnă, dar vă întreb, sunt în joc milioane de euro. Domnul Ernest, au crezut, asta până la urmă. Toți au crezut că am 500 de milioane acum la ora actuală. Și vreau să le dau la toți acești 500 de milioane. Eu vreau. Tu vorbești serios, ai bani? Da. Eu vi dau acum, acum vi dau, pe toți. Vă dau conturile, vă dau tot. Să vină toți înapoi și să le dau bani. Pune mâna pe telefon. Așa? Cheamă-i pe toți înapoi. Hai, acum. Păi și crezi că se mai întoarce vreo? Trebuie să se întoarcă pentru bani, se întorc toți. Am înțeles. Hai. Vă rog frumos, urgent, veniți că vă așteaptă mama. E vorba de bani, da? Ok. Eu pun pariu cu dumneavoastră că nu se mai întoarce nimeni. Eu pun pariu că vin pentru bani. Eu nu m-aș mai întoarce. Vino că... urgent, da? Ok, bine, hai, te pup.
Da, mamă, ce e asta? Alte surprize? Citiți. Ce să citim? Citiți! Ați vrut bani. Nu-i nimic. Ce sunt? Nu-i nimic? Așa sunt bani de la nimic, tata? Nu-i nimic. Nu-i nimic? Uite. Dar ce vroiai? Vrei bani? Deci a fost tot o cacealmă. Fiți atenți acum la mine. Zi, mamă. Ce faceți cu soțiile? Că amândoi aveți probleme. Am plecat. Ai rămas fără? Și am mai la fel. Și a rămas fără idiotul ăla. De fapt, n-am rămas eu, la revedere. Și a rămas toți trei cu tine, mamă. Of, of, câte griji are o mamă, câte dureri o doboară. Of, of. O să fim uniți, mamă. Nu aș fi crezut că o doamnă are puterea să facă asta, sincer. Iată. Auzi, și să vă spun un lucru. Părintele, cât e de părinte, iartă tot.